Bună seara, bună seara, bine ați venit în casa mea. Astăzi o să facem musaca de cartofi cu carne și chinere. Și o să avem nevoie de carne, 300 de grame, de vinete, de două vinete, cam această mărime. 5-6 cartofiori, ceapă, o ceapă potrivită, un morcov, țelină, eu pun țelină din aceasta frunze, roșii, parmezan. Bună seara, bună seara! O să facem și beșamela și o să avem nevoie de lapte, de nucușoară, de unt, cam 20 de grame și două linguri de făină. Eu am să încep cu să pun pe foc vâna ta, o tai feliuțe și o pun pe gratar. Nu o frig, nu o dau nici la cuptor. Și o să tăiem așa, codița. Eu deja mi-am preparat ca să vă arăt, ca să nu stăm să așteptăm. Am să pun și acum pe foc. Ia uitați. Feliile sunt puse, făcute pe gratar. Eu presor puțină sare și apoi pun feliuțele. Și o să tăiem. Acestea le punem aici. Și o să tăiem feliuțe subțiri. Și o să le punem pe gratar. Eu deja l-am deschis. Am să vi-l arăt un pic mai încolo. Și tăiem feliuțe subțiri. Tăiem feliuțele și le punem pe gratar. Eu le pun aici. Așa. Și cartofii tot la fel. Luăm cartofii și tăiem feliuțe. Tot așa, feliuțe subțiri. Și punem și pe aceștia pe gratar. Așa, feliuțe. Și acesta este rezultatul. Ia uitați, eu m-am pregătit înainte ca să nu așteptăm prea mult. Și le fac pe gratar, fără ulei. Acum, o să începem cu să preparăm carnea, sosul nostru cu carne. Și o să avem nevoie de o ceapă potrivită, un morcov și puțină țelină. Le tai cu bulețe și am să le pun într-un mixer, să văd aici, într-un mixer și am să le frulez ca să nu le tai. Am să le mixez bine, bine. Și tăiem și punem aici. Spălate bine și ceapa. Seara asta pregătim un musaca foarte, foarte bun. Morcov puteți pune și mai puțin, acum după gustul fiecăruia. Dă gust foarte bun la mâncare. Așa. Please.
ha trovato il nostro Sheila Vigne, Tessale in Torce. Niente, vigne tele. Vedete? Ha come l'entorque. E parte c'è l'altro. Ecco, questo pune un altro tipo di pizza. Questo pune mullei. Questo pune mullei. Cam 50 de mililitri, nu mai mult. O să adăugăm ceapa cu morcov și cu țelina. E să luăm, că sunt gata vinetele. Ia uitați-le. Le punem aici peste, una peste cealaltă. Ia uitați. Vinetele sunt, acestea sunt gata. Ia uitați cum arată. Sunt moi, ele se înmoaie, sunt foarte, foarte bune așa. Și să punem și cartofiuri. Punem și cartofiuri tot pe gratar. Așa. Aici am pus uleiul cu ceapa, o ceapă potrivită, un morcov și o bucățică de țelină. Și dăm pe foc. Să se călească puțin, 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 nu mult. Deschid focul. O să-mi pregătesc și beșamela și am să pun untul, 20 de grame de unt. Am să pun în tigăița mea. O să-l pun pe foc, untul, să se topească. Am pus untul. Învârtim și ceapa noastră cu morcov. O să adaug făina. Peste untul topit. O să adaug făina. Și amestecăm. Punem pe foc și după aceea adăugăm laptele. Vedeți? Făina s-a strâns așa. Acum am să adaug lapte. Și am să punem pe foc. Ceapa noastră cu morcovul și cu țelina s-a umilit puțin. Și am să adaug carnea. 300 de grame de carne. Nu mai mult. Am adăugat și carnea. Amestecăm și dăm din nou pe foc și piper. După cum vedeți, beșamela s-a îngroșat. Am să mai dau puțin lapte. Și dăm din nou pe foc.
Acum o să dăm din nou pe foc. O să tăiem și roșiile. Beșamela este aproape gata. O să punem și puțină nucușoară. Sau nuce muscată, cum se cheamă aici. Un pic de nucușoară, nu multă. Am pus și nucușoară și amestecăm. Și dăm din nou pe foc. Acum o să adăugăm și roșiile. Roșiile tocate o să le punem pe toate. Și dăm din nou pe foc. Și o să punem în capac deasupra și lăsăm să se facă. Să terminăm de tăiat roșiile. Cred că am să pun mai două. Și am să le pun pe aici. Ajuns doar două roșii. Acum am să iau să pun în capac deasupra. Am să mai pun puțin ulei. Puțin, mai trebuie. Și acum lăsăm pe foc să se facă. O să punem un capăceu și dăm din nou pe foc. Beșamela e aproape gata. Am să mai dau puțin lapte, puțin. Nu vreau să fie groasă, să fie lichidă. Avem beșamela. Beșamela. Cartofii făcuți pe grătar, vinetele, parmezanul și carnea care se face în tigăiță, cu ceapă, cu morcov și cu țelină. Mai lăsăm încă puțin pe foc. Și apoi începem să punem totul în această tavă. Și o să facem musacaua. Și carnea este gata. Am să adaug puțin beșamel, am să adaug aici. Puțin. Și am să amestec. Am să gust să văd dacă este bună. De sare, de piper. Am să iau un pic din carne. Și am să pun primul strat așa, cu puțină beșamela. Și o să punem un strat de cartofi. Punem un strat de cartofiori. Și
așa. Eu am să adaug și puțin din sos. Doar așa, puțin, puțin, puțin. Puțină beșamela. Puțin parmigiano sau parmezan. Acum un strat de vinete. Am să adaug compoziția noastră. Acum adăugăm un alt strat de cartofi. Vedeți ce bun este, o bunătate, o bunătate. Așa. Puțin parmezan. Continuăm cu parmezan, apoi punem vinetele deasupra. Beșamela, eu am să o mai pun puțin pe foc și mai pun puțin lapte, să o fac mai lichidă ca să putem pune deasupra. O să punem și toți cartofiorii care au rămas, că e păcat să-i lăsăm. Și să punem vinetele. Așa. Am pus și vinetele și acum o să punem beșamela.
Красинка взвязка. Красинка. Dăm deoparte. Aici avem beșamela. Am pus puțin lapte ca să fie mai lichidă, să o putem pune. O să punem pe deasupra. Și o să completăm cu parmezan, ultimul strat. O să punem cât este necesar. Acum o să dăm la cuptor. Uitați. Aceasta este musacaua mea. Acum o dăm la cuptor și cât se face, la 200 de grade eu o dau. Cât se face, să vedem, într-o jumătate de oră, 20 de minute, sunt toate coapte. Și musacaua este gata. Ia uitați. O bunătate! Vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați fost alături de mine în seara aceasta. Acum vă las și ne vedem mâine cu altă rețetă. Vă pup dulce pe toți și vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți și îmi sunteți alături. Vă pup dulce, o seară frumoasă și multă, multă sănătate vă doresc. La revedere!